Diferența de clasă și de valoare dintre echipele Metz Handball din Franța și Handball Club Zalău nu a fost una reală în jocul disputat de Sălăjence duminică în Franța. Diferența de pe tabela de scor a fost una mult prea mare în jocul de sâmbătă, chiar dacă din punct de vedere al bugetului și infrastructurii, gruparea din Hexagon este cu 10 clase peste echipa din Zalău. Cu echipă de super vedete ale echipelor naționale ale Rusiei, Ucrainei, Olandei, Serbiei, Spaniei și Franței, echipa din Metz pornea ca și favorită în dubla cu Handball Club Zalău, echipă aflată în reconstrucție după plecarea în vară a portarului Mirela Nichita, dar și altor jucătoare importante precum Nicoleta Molfea, transferată la CSM București, Georgiana Ciuciulete, care a devenit mamă și este indisponibilă pentru întreg sezonul, sau chiar Mariana Cristoaică, transferată la CSM Slatina. În ciuda tuturor acestor factori plus cel al presiunii făcute de public, sălăjencele au început destul de bine în partida și au părut capabile de un rezultat mare în deplasarea din Franța. Timp de 15 minute, elevele lui Gheorghe Tadic au ținut aproape de echipa adversă, după care o ratare de la 7 metri în tabăra echipei noastre, plus câteva pase la intercepție, dar și în urma unui ușor ajutor din partea arbitrilor, gazdele au reușit să se desprindă la 8 lungimi pe tabela de scor, demoralizând echipa sălăjană, o echipă tânără cu jucătoare puțin experimentate în jocurile internaționale față de adversarele lor din Franța, componente ale loturilor naționale ale unor țări cu tradiție în handbal. Da, e un scor foarte sever. Știam că trebuie să jucăm aproape perfect cu echipa din Metz, să greșim foarte puțin. Din păcate, n-am reușit. Ne-au sancționat de fiecare dată când am greșit și am greșit destul de mult. Sper să reușim acasă o victorie măcar de palmares. Astăzi a fost un scor foarte sever și nu mă așteptam nici eu, cum nu s-așteptau nici gazdele la o asemenea diferență de scor. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar aproape nimic n-a mers. Îmi pare rău. Pentru a trece peste eșecul din Franța și a reuși să-și refacă moralul, jucătoarele din lotul echipei Handball Club Zalău au nevoie în continuare de susținerea suporterilor, care trebuie să-și demonstreze atașamentul față de echipă și în momentele grele și să fie prezent la următoarele jocuri pentru a le încuraja și a deveni al optulea jucător al echipei, așa cum este publicul din Metz pentru adversarea echipei noastre din faza semifinală a cupei EHF.